Centrala de la Cuciurgan, care se află în regiunea transnistreană, teritoriu controlat de separatiștii proruși, a anunțat de săptămâna trecută că va reduce livrările de energie electrică pe malul drept al Nistrului. Iar din 14 octombrie, Republica Moldova nu mai primește curent electric nici din Ucraina. Astfel că autoritățile de la Chișinău au fost nevoite să anunțe măsuri de economisire. Sincer vorbind, noi luăm în calcul toate scenariile, inclusiv deconectări în lanț, așa ca să păstrăm echilibrul sistemului electroenergetic. Nu excludem faptul că vom fi într-o situație în care să deconectăm orașe sau sate în totalitate de la energie electrică în anumite ore pentru a reduce consumul. Toată lumea putea fi afectată, atât operatorii industriali cât și cetățenii. Clădirile publice și comerciale nu mai sunt iluminate pe timp de noapte. Iluminatul stradal pornește mai târziu și se oprește mai devreme. Comisia pentru situații excepționale din Republica Moldova a mai recomandat să nu fie folosite lifturile, iar agenții economici să nu lucreze dimineața și seara, atunci când consumul de energie este ridicat. Iluminatul panourilor publicitare e interzis. Moldova se baza în proporție de 70% pe energia din Transnistria și mai primea 30% din Ucraina. Săptămâna trecută, liderul separatist de la Tiraspol a declarat că centrala de la Cuciurgan va reduce livrările de pe malul drept și va asigura doar 27% din necesar. De la începutul acestei luni, România a început să livreze energie electrică Moldovei la cel mai mic preț de pe piață. Facturile pe care le plătesc cetățenii au crescut cu 60% față de anul trecut.